Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne vorbește azi despre Veturia Goga, iubiri, scandaluri și spionaj. Cine a fost Veturia Goga? Veturia Mureșan, viitoare Goga, s-a născut la 30 mai 1883 la Sebeșul Săsesc și a murit la 15 iunie 1979 la Ciucea. Ea a crescut și s-a format în familia preotului Zevedei, Zacheiu Mureșan din Sebeș, care avea o aplecare și spre muzica laică. Cei trei copii ai preotului, doi băieți și o fetiță, cântau și la diferite instrumente. Octavian, fratele mai mare la vioară, Veturia la pian și Pompiliu, fratele cel mic, înzestrat cu o deosebită dexteritate, mânuia cu talent toate instrumentele cu coarde, de percuție sau de suflat. Veturia a avut o educație aleasă, în particular sau la pensionul Săsesc din Sibiu. La 14 ani era deja o poliglotă fluentă în germană, franceză, maghiară. Mai târziu au urmat cursuri de canto, vocea sa fiind șlefuită de două dintre cele mai renumite profesoare de canto ale epocii, Matilde Marchesi la Paris și Ella Gmeiner Klein la Berlin. În anul 1903 se căsătorește cu asesorul consistorial Lazar Triteanu și, tot în acel an, debutează în concertul Reuniunii Române de Muzică și Cântări de la Sibiu cu piesa Răsunetul de la Crișana de Ion Vidu. Ca solistă a aceleiași formații a cântat la spectacole organizate în zilele de 27 și 29 august 1906 la Arenele Romane din București pentru expoziția generală română. Cariera internațională începe la Budapesta când în martie 1909 a fost solista concertului organizat de Societatea Studențească Petru Maior din capitala Ungariei, concert cu un larg ecou în Europa. În anul 1909 l-a cunoscut la Sinaia pe George Enescu, care i-a mijlocit accesul în intimitatea reginei Elisabeta, cunoscută sub numele de scriitoare Carmen Silva, devenind doamnă de onoare acesteia, calitate în care cânta la reuniunile muzicale ale acesteia. În cursul anului 1909, Veturia a cântat în mai multe limbi, germană, franceză, română și maghiară, și a călătorit susținând concerte în diferite capitale europene, ca Paris, Berlin, Viena, Budapesta sau Roma. În urma acestor succese, Veturiei Goga îi se spunea prin 1911 privighetoarea Ardealului. Fiind doamnă de onoare, a fost prezentată lui Siegfried Wagner, fiul marelui compozitor Richard Wagner, iar acesta i-a facilitat prezența pe scena celebrului festival de la Bayreuth, moment în care va relaționa cu înaltele personalități politice germane. Cariera muzicală a Veturiei Goga a durat numai 16 ani, până în anul 1919, când s-a căsătorit cu Octavian Goga și, pentru a nu alimenta gelozia soțului, a renunțat la orice activitate muzicală. Dar viața Veturiei nu s-a rezumat doar la iubiri și cântat, ci a avut multe pete închise pe care le vom devoala în cele ce urmează. Veturia și Adolf Hitler. Veturia Goga, care l-a cunoscut pe Adolf Hitler cu ocazia aparițiilor sale la festivalul de la Bayreuth, și acesta se spune ar fi fost cucerit de vocea cântăreței, dar și de inteligența ei sclipitoare. Între cei doi s-ar fi născut o relație specială care a mers până acolo încât Veturia era singurul translator român acceptat de Hitler în discuțiile pe care acesta le avea cu mareșalul Ion Antonescu. De altfel, Veturia Goga era și prietenă cu Maria Antonescu, soția mareșalului. În cercurile naziste deja îi se spunea Veturiei privighetoarea lui Hitler. Relația dintre cântăreasă și Hitler i-a modificat viața româncii. Dictatorul avea totală încredere în Veturia și au început să se bazeze pe ea în diferite negocieri și misiuni secrete. Chiar Mircea Goga, profesor de la Universitatea Sorbona din Paris, nepotul lui Octavian Goga, scria în cartea privighetoarea lui Hitler că el crede că Veturie era agent secret al Reichului și că după 1944 Veturia Goga a devenit brusc comunistă pentru a-și păstra astfel castelul de la Ciucea. Același Mircea Goga susține că mariajul cu Octavian Goga a fost de fapt misiunea încredințată Veturii de către serviciile secrete germane, care ar fi recrutat-o încă din 1914. Potrivit lui Mircea Goga, Veturia i-ar fi dat informații lui Hitler despre activitățile lui Carol al II-lea, ale mareșalului Antonescu și chiar ale soțului Octavian Goga. Se știe că scriitorul se implicase în politică și la un moment dat, pentru o scurtă perioadă, fusese chiar prim-ministru al României. Matahari de România. Matahari a fost o celebră spioană ce a activat pe perioada primului mare război mondial și care s-a dovedit fusese spioană dublă, fiind plătită și de francezi, dar și de nemți. Deci o comparăm pe Veturia Goga cu Matahari, fiindcă mai mulți istorici militari o consideră pe Veturia ca agent a serviciilor secrete române.
Astfel, cercetătorul Dan Brudașcu, cel care posedă un doctorat despre opera lui Goga, o apără pe Veturia spunând că aceasta ar fi spionat cu știrea autorităților de la București, cu sprijinul diplomaților români din capitalele europene, exclusiv doar în interes național. Dar, conform altora, Veturia ar fi făcut de altfel triplu joc. Legionarii o considerau pe Veturia ca fiind agent a Intelligence Service-ului britanic și că făcând parte din anturajul intim al generalului Ion Antonescu. Tot legionarii o acuzau ca fiind factorul hotărător la declanșarea conflictului între Antonescu și Garda de Fier. Deci, să recapitulăm. A spionat pentru nemți la cererea expresă a lui Adolf Hitler, a spionat pentru Antonescu, dar și pentru guvernul britanic și dacă mai adăugăm și bănuiala că la un moment dat a lucrat și pentru comuniștii lui Dej și Paucăr, reiese că Veturia Goga a fost cel mai complex spion ce a jucat pe 4-5 fronturi și care culmea a scăpat și cu viață. Relația cu regimul comunist. Ceea ce s-a întâmplat cu Veturia Goga după venirea comuniștilor la putere e practic inexplicabil. Să nu uităm, soțul ei făcuse parte dintr-un partid fascist, scriitorul fiind interzis mulți ani de către comuniști. În anul 1946 a fost condamnată de vestitul și sinistrul Tribunal al Poporului, cel care o cercetase în calitate de vicepreședinte a Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale, înființat de Ion Antonescu, dar și de soție de fost prim-ministru, fiind acuzată de dezastrul la care a fost împinsă țara de război, inclusiv de subminarea economiei naționale, ca și de sustragerea unor bunuri ce ar fi aparținut unor evrei sau comunități evreiești și obligată să aibă domiciliu forțat la Ciucea, fiind obligată până în anul 1957 să meargă regulat la postul de miliție pentru a declara că nu a plecat din localitate. În procesul în care Veturia Goga a fost judecată împreună cu Maria Antonescu, acestea au fost acuzate și de furtul bunurilor din legația sovietică în vara anului 1941, constând din mobilier, covoare, veselă. Și aici intervine ciudățenia. Pentru vine și acuzații mult mai derizori, mii de români au făcut pușcărie grea sau chiar au fost executați. În schimb, Veturia Goga a fost condamnată să stea în propria ei casă, de fapt Dita mai conacul. Ba mai mult, în anul 1967, Veturia a donat proprietatea sa statului român cu condiția înființării unui complex muzeal memorial care să poarte numele poetului, iar ea să poată locui aici până la moarte. În plus, a pretins și chiar a obținut acordarea unei pensii de merit, precum și retribuirea ei ca director al respectivului muzeu. Astfel a luat naștere Muzeul Memorial Octavian Goga, unde Veturia, gazdă fiind, a continuat să locuiască și să se preocupe de destinul postum al operei lui Octavian Goga până în anul 1979, anul morții sale. În 1979, înmormântarea Veturiei a fost sobră și austeră, fără lumânări, fără pomeni, fără alai, doar muzica a însoțit-o până la mauzoleul de la Ciucea, unde a fost așezată lângă fostului soț după 41 de ani de la moartea acestuia. Cercetările ulterioare au arătat că spioana colaborase cu securitatea lui Dej, furnizând date și informații despre legionari, atât despre cei din țară, cât și despre cei refugiați în Spania, Portugalia și America de Sud. Se pare că serviciul britanic îi furnizase aceste date și astfel și-au protejat un agent prețios. De altfel, se pare că și pe timpul comuniștilor Veturia a ținut legătura cu Foreign Office. Se știe că întâmplător sau nu, mai mulți turiști englezi, dar și personal al ambasadei Marii Britanii de la București vizitaseră cam des complexul de la Ciucea. Povestea de iubire, Veturia versus Octavian Goga. În spatele tumultoasei povești de iubire dintre Octavian și Veturia Goga apar multe ițe complicate de unăltiri și trădări de țară. Povestea lor s-a înfiripat pe când aveau fiecare în jur de 40 de ani, ambii fiind căsătoriți, Octavian Goga cu Hortensia Cosma, iar Veturia cu Lazar Triteanu. Iubirea dintre poetul Octavian Goga și soprana Veturia Mureșan a fost una tumultoasă și controversată. A depășit prejudecățile societății, canoanele morale și timpul. S-au iubit ca doi adolescenți. S-au căsătorit când aveau 40 de ani, după ce Goga i-a câștigat libertatea Veturii, dându-i un post de episcop fostului soț. Octavian Goga și Veturia Mureșan s-au întâlnit pentru prima dată la vârsta adolescenței. S-au cunoscut la Sibiu în 1896. Ea era o elevă de pensiune în vârstă de 13 ani, iar Goga un licean care avea 15 ani. Întâlnirea care a trezit primii fiori unei iubiri de adolescență a lăsat urme pe care timpul nu le-a mai șters. Tu ești zilele astea la Sibiu, în sfârșit totuși mă gândesc cu bunătate la acest petec de pământ.
Acolo ne-am văzut, acolo m-ai cunoscut, acolo am început a te iubi. Acolo, acolo. Îți mulțumesc că te-ai gândit să-mi aduci puțin pământ sfânt. Îi scria Goga Veturiei în 1920, la două decenii de la prima întâlnire. Dragostea la prima vedere de la Sibiu nu s-a concretizat într-o relație. Au plecat pe drumuri diferite în viață. La 19 ani, Veturia s-a căsătorit cu Lazar Triteanu, un preot ortodox. În 1906, Goga s-a căsătorit și el cu Hortensia Cosma, fiica unui bogătaș din Ardeal. La scurt timp după căsătorie, cei doi s-au regăsit și iubirea din adolescență a reînviat. Familia Goga a legat o frumoasă prietenie cu familia Triteanu, iar Tavi și Duța, așa cum s-a lintat în scrisori, au continuat iubirea din adolescență într-o relație clandestină. Relația extraconjugală n-a putut fi ascunsă la nesfârșit și în anii care au urmat, amorul celor doi devenise deja un cunoscut subiect de bârfă. Când a fost pentru prima dată închis sub acuzația de propagandă naționalistă în Ungaria, Goga îi scria Veturii: Duță, dragă, mi-am adus aminte că și pe cel mai prost aștept nu se poate visa frumos. Moș Crăciun de 2000 de ani nu știe o colindă mai frumoasă ca sărutarea ta. Duță, stau și mă gândesc așa liniștit la toată povestea noastră. Desigur că pe lângă înrudirea aceea misterioasă de suflet și de carne, a contribuit și asemănarea asta ciudată a sorții noastre, ca să ne dăm mâna și să mergem alături. E firesc, e logic, e normal ca noi să ne găsim un cuib al nostru. Mă gândesc cum ne modelează sufletul viața, dragostea. Mă uit acum la mine. Simt că au fugit atâtea umbre, că te-am distanțat atât de mult de toate reproșurile, căci pură că palpită eternitatea deasupra noastră. Dragostea mea e un acord ce l-am făcut cu eternitatea. Relația de iubire în care cei doi au trăit vieți separate mai bine de un deceniu a devenit liberă abia în 1920, când Goga și Veturi au divorțat. Se spune că pentru a o obține pe Veturia, Goga, care în 1920 era ministru al instrucțiunii și cultelor, a intervenit pentru a-l recompensa pe soțul acesteia cu un post important. În octombrie 1920, când Veturi a divorțat de Lazar Triteanu, fostul soț s-a ales cu un post de episcop ortodox. Cei doi s-au căsătorit în 1921 pe 15 ianuarie. Veturi a renunțat la cariera de soprană, cei doi s-au mutat la Ciucea, acolo unde Goga cumpărase încă din 1919 un conac special pentru căsnicia lor îndelung visată. Veturia s-a ocupat intens de amenajarea conacului din Transilvania, în vreme ce Goga, ocupat cu politica, a stat într-o vreme mai mult pe la București. La Ciucea celor doi le-a venit ideea ridicării mauzoleului iubirii, un loc de veci în care să fie mormântați împreună. În primăvara anului 1938 ne plimbam prin grădină când, după o hotărâre definitivă, am desemnat locul unde să ridicăm mormântul, scria Veturia în jurnalul personal. La ridicarea mauzoleului, construit din marmură și mozaic de Murano, s-a lucrat aproape 20 de ani. Octavian Goga nu a apucat să vadă lucrarea finalizată. Goga a suferit pe 5 mai 1938, chiar în parcul conacului de la Ciucea, un accident vascular cerebral cu hemiplegie. Poetul, care avea doar 57 de ani, a intrat în comă și nu și-a mai revenit. A decedat după două zile, pe 7 mai 1938. A fost înmormântat inițial în cimitirul Belu din București. Veturia i-a supraviețuit 41 de ani și a dus la finalizare locul de veci plănuit împreună cu Goga. După ce mauzoleul a fost finalizat, rămășițele lui Goga au fost aduse la Ciucea. A fost Goga ucis și, dacă da, de cine? Unii epigondari și exegezi de-a lui Goga au afirmat că poetul nu ar fi murit de moarte bună. Astfel se presupune că Octavian Goga ar fi fost otrăvit chiar cu știința celei pe care a iubit-o cu atâta patos, Veturia. Admirator al Führerului, Adolf Hitler, Goga s-a întâlnit cu acesta la Berlin în anul 1936, unde au discutat despre lupta antibolșevică și măsurile de protecție contra marii finanțe internaționale. Atitudinea politică intransigentă i-au adus numeroase dușmănii. Alte dușmănii au venit după conflictul cu francmasoneria, la care aderase, dar pe care o va părăsi dezamăgit, neînțelegând suficient rostul ei. Un important francmason al zilelor noastre, Horia Nestorescu Bălcești, a dezvăluit un episod din viața lui Goga. Aprilie 1929, Octavian Goga militează pentru fondarea blocului creștin francmasonic. Domnul Octavian Goga, care deși este mason, habar n-are de rostul francmasoneriei, că și-a permis să vorbească în lojă despre creștinism, greșeală ce masonii nu i-o voi ierta niciodată. Domnul Goga a mers așa de departe cu naivitatea sa, încât a propus ca Loja Națională să se numească Loja Creștin-Națională. Moartea sa la 7 mai 1938 e învăluită în mister.
Cauza oficială a decesului a fost consemnată ca accident vascular. Mulți au privit acest verdict cu suspiciune, bănuind că marele poet a fost ucis. Astfel, Dan Brudașcu a declarat că va cere autorităților o exhumare a rămășițelor lui Octavian Goga pentru efectuarea unei analize criminalistice acuzând o otrăvire a poetului. Dar și legionarii sunt bănuiți de a fi ordonat asasinarea poetului, deși acesta era de partea lor. Se spune că s-ar fi greșit paharul de băutură și în loc să o bea veturia, adversara lor din greșeală a băut poetul. Deci sunt trei prezumtivi criminali, veturia la ordinul britanicilor, masonii, dar și legionarii. Goga a fost otrăvit cu băutură la fostul Hotel Continental, pe atunci New York. Dilema s-ar putea lămuri dacă se va realiza o expertiză criminalistică, susține Dan Brudașcu. Cum a fost văzută veturia Goga? Capetele încoronate ale Europei, mari bărbați de stat ai lumii, s-au înclinat în fața ei, iar ușile palatelor, castelelor și ale consiliilor de stat s-au deschis larg la intrările triumfale. A întâlnit cunoscut și s-a împrietenit cu cele mai mari spirite ale secolului 20. Ar fi putut să urce în lumină, dar a preferat să uneltească în umbră. A trădat doi soți și o țară, iar apoi pe rând puterile străine, în a căror soldă s-a aflat Germania și Anglia și cu siguranță ar fi trădat-o și pe cea de-a treia, Uniunea Sovietică, al cărei agent devenise după 1944, dacă ar fi venit înainte de 1979 americanii, o descrie nepotul poetului Octavian Goga. Veturia Goga a urcat cu vremea toate treptele ierarhiei din umbra nazismului. Metamorfozată în privighetoarea lui Carol al II-lea, eminența cenușie și marea doamnă a dictaturii Antoneșene l-a slujit pe Hitler, către care și-a ciripit propriul sos pe Octavian Goga, dar și pe Carol al II-lea, pe mareșal, ca de altfel pe toți cei din însuși staful celui de-al III-lea Reich și a condus la pierzanie, consideră Mircea Goga. Ținând cont de tot ce s-a scris și spus despre ea, veturia Goga chiar merită titlul de Mata Hari a României. Mulțumim, George, pentru frumosul tău articol și interesant, bineînțeles, totodată. Prieteni, vă mulțumim pentru atenția pe care sper că ne-o acordați. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!